Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală privind săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală, prin care s-a produs bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei. Vineri dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sprijiniți de luptători Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat patru percheziții domiciliare, din care trei pe raza județului Suceava, iar una în municipiul București. Obiectivul principal al perchezițiilor a fost ridicarea de documente Documente. Ancheta vizează mai multe persoane fizice și juridice care, în perioada 2012-2015, au dezvoltat un mecanism infracțional de eludare a plății impozitelor și taxelor pe profitul realizat, precum și de realizare de operațiuni ilicite prin deducerile de TVA. Prejudiciul în dosarul penal, vizând fapte de evaziune fiscală și alte fapte asociate a infracționalității economice, se ridică la peste 3 milioane de lei.